Astăzi am dat de un citat care zicea: orice păcat îngrijit întâi fascinează și apoi asasinează. Pentru orice om care înțelege gravitatea păcatului, puterea păcatului, perversitatea înșelătoare a păcatului, orice predică împotriva păcatului este binevenită. Iarăși pentru orice om care înțelege cât de cât, că complet nu putem înțelege niciunul dintre noi, orice om care înțelege cât a plătit și cât l-a costat pe Dumnezeu izbăvirea noastră de sub păcat, eliberarea noastră, ispășirea noastră, răscumpărarea noastră, niciodată nu se va putea juca cu păcatul și orice predică despre păcat și împotriva păcatului este binevenită. În această după-amiază aș dori să vă vorbesc despre prevenirea păcatului și despre pocăință. Prevenirea păcatului înseamnă ce să faci ca să nu păcătuiești, pocăință înseamnă ce să faci după ce ai păcătuit. Și va fi un fel de meditație care aș dori să vă prezint sub formă de niște principii, sub formă de niște principii. Consider că bătălia asta împotriva păcatului este ceva pe termen lung. Cred că nu există nicio metodă din asta magică, un fel de hocus pocus pe care îl aplici sau vreo formulă magică pe care să o aplici instant când ai de-a face cu un păcat sau cu vreo ispită, așa încât să fii sigur că ai scăpat de păcatul respectiv odată pentru totdeauna. Și de aceea, de asemenea, cred că este necesar să ne blindăm mintea cu principii biblice, dumnezeiești, scripturale, așa încât să putem lupta împotriva păcatului și atunci când păcatul și-a făcut cumva culcuș în inimile noastre, să-l ucidem din fașă fără anestezie. Așadar, aș dori să încep prin a vă prezenta câteva principii, cum să ne pocăim și cum să prevenim păcatul. În primul rând, aș vrea să observați din Sfânta Scriptură și din pasajul acesta că Dumnezeu nu tolerează păcatul. Cel puțin în viața credincioșilor, Dumnezeu nici măcar atâta timp cât sunt pe pământul acesta, Dumnezeu nu va tolera păcatul în viața copiilor săi. Sunt mai multe pasaje în Sfânta Scriptură care ne arată deslușit lucrul acesta, că Dumnezeu este deranjat de păcat. În Habacuc 1:13, de exemplu, Scriptura spune: ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Dar este un principiu, cel puțin în ce ne privește pe noi credincioșii, mai mult decât atâta. Dacă Dumnezeu nu poate privi păcatul necredincioșilor, cu atât mai puțin Dumnezeu va tolera păcatul în viețile noastre. În Evrei capitolul 12, unde se vorbește despre disciplinarea credincioșilor, apostolul folosește o expresie foarte interesantă: școala dătătoare de neprihănire. Sau școala care produce rodul neprihănirii. Disciplina lui Dumnezeu pentru noi ne arată că Dumnezeu nu tolerează păcatul în viața noastră. Un asemenea creștinism sau o asemenea religie creștină sau o asemenea relație cu Dumnezeu în care Dumnezeu permite fără niciun fel de problemă păcatul în viața noastră, nu are nimic. Este o travestire. Este o travestire foarte perversă a creștinismului. Nu există un asemenea creștinism în Sfânta Scriptură. O asemenea relație cu Dumnezeu. Acesta este primul principiu. Când ispita, când atacurile celui rău se îngrămădesc asupra noastră, trebuie să ne aducem aminte și mintea noastră trebuie să fie blindată dinainte cu gândul acesta: Dumnezeu nu va tolera păcatul în viața mea. Sub absolut nicio formă. Dumnezeu nu va tolera păcatul în viața mea. Și Dumnezeu îmi va arăta lucrul acesta pe parcursul timpului. În al doilea rând, trebuie să înțelegem de asemenea și vedem lucrul acesta în experiența pozitivă a lui Iona, chiar dacă Iona a trecut din punct de vedere omenesc printr-o tragedie, învățăm că nu putem să scăpăm vreodată de Dumnezeu. Noi care suntem credincioși, care suntem copiii lui Dumnezeu, care suntem născuți din nou cu adevărat, și aș vrea să țineți minte lucrul acesta pe tot parcursul acestui mesaj, mă refer la acești oameni, strict la acești oameni, care sunt copiii lui Dumnezeu, care sunt născuți din nou cu adevărat, care n-au o falsă credință, care n-au o falsă convertire, care au într-adevăr o relație cu Dumnezeu, trebuie să înțelegem că nu putem să scăpăm vreodată de Dumnezeu. Vă citesc un alt pasaj din Sfânta Scriptură, Ieremia 23:23, unde el spune, Dumnezeu spune prin profetul Ieremia: sunt eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, și nu sunt eu și un Dumnezeu de departe? Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd eu?
zice Domnul. Nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul. Noi credincioșii trebuie să ținem minte lucrul acesta, să-l învățăm, să ne-l aducem aminte că nu putem să scăpăm vreodată de Dumnezeu. Nu putem să ne enervăm așa odată și spune, Domnule, las pocăința deoparte, m-am săturat, iau calea lumii și mă duc. Nu se poate așa ceva. S-ar putea să încerc să fac lucrul acesta și Dumnezeu să-mi permită să fac anumiți pași în direcția aceasta. Dar unde mă voi putea duce departe de Dumnezeu? Convingerea că Dumnezeu ne păstrează în har implică faptul că Dumnezeu umple cerurile și pământul, cum spune Ieremia aici, și că Dumnezeu, oriunde am fi, Dumnezeu va lucra pentru noi. Și dacă suntem în păcat și în răzvrătire, într-un sens Dumnezeu va lucra împotriva noastră, da? Pentru a ne provoca un anumit disconfort, dar în ultimă instanță pentru noi. În ultimă instanță pentru noi. Nu putem să scăpăm vreodată sau în vreun loc de Dumnezeu. În al treilea rând, trebuie să înțelegem că Dumnezeu, spunea fratele Mihai data trecută, Dumnezeu uneori ne lasă. Și într-adevăr, cercetarea și lucrarea Duhului Sfânt este atât de puternică și de profundă, încât și dacă nu ni s-ar întâmpla nimic din punct de vedere exterior, tot Dumnezeu poate să ne facă să ne simțim mizerabili. Că să ne vine să deschidă pământul de sub noi și să intrăm acolo de rușine. Lucrarea Duhului Sfânt este foarte profundă și puternică. Poate Dumnezeu să facă lucrul acesta. Însă uneori Dumnezeu lucrează în alt fel, lucrează cum a lucrat cu Iona. În Psalmul 32, pe care cred că l-ați și studiat deja, versetul 3, versetul 4 spune: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Și auziți, din ce cauză? Căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Ce limbaj sugestiv pentru a arăta trauma aceea spirituală, psihică, emoțională, lăuntrică pe care o experimenta omul acesta, care trăia în păcat, care a făcut păcat și care a încercat să-și ascundă păcatul. Dumnezeu i-a făcut viața mizerabilă. Dumnezeu a adus durere în viața lui. Atunci s-a mărturisit păcatul meu. Deci de ce a experimentat lucrul acesta? Pentru că a păcătuit și a tăinuit păcatul. A ascuns păcatul. Deși Dumnezeu știa lucrul acesta. Dumnezeu a așteptat ca acest om să vină înaintea lui și să descarce sufletul înaintea lui. Eu sunt ferm convins că Dumnezeu poate să ne facă viața extrem de dureroasă. Extrem de dureroasă dacă continuăm, dacă perpetuăm în păcat. Dacă ne răzvrătim împotriva lui, Dumnezeu poate să aducă stări de acestea și cu siguranță fiecare dintre noi cred că putem să mărturisim poate perioade sau evenimente din viața noastră în care Dumnezeu a adus asemenea stări. Fără să se fi întâmplat nimic din punct de vedere exterior. Fără să ne fi murit cineva drag, fără să fi avut vreun accident, fără să fi fost bolnav. Sau poate a făcut lucrul acesta prin lucrurile acestea exterioare. Căile Dumnezeu sunt diverse și Dumnezeu lucrează în felurite moduri, însă esența lucrului este acesta. Dumnezeu lucrează în viețile noastre o asemenea durere profundă și știe Dumnezeu să ne lovească acolo unde ne doare cel mai tare, ca să ne aducă la pocăință, ca să nu ne pierdem, ca să nu ne pierdem. În al patrulea rând, trebuie să înțelegem că atunci când păcătuim, mulți oameni de lângă noi vor suferi datorită păcatului nostru. Este important să înțelegem că este un fel de pânză de păianj în care pornește de la noi. În multe direcții. Când eu fac o prostie, când eu aleg un comportament, când eu aleg să trăiesc într-o anumită stare, trebuie să mă gândesc foarte clar că lucrul acesta, într-un fel sau altul, va influența pe oamenii de lângă mine. Va influența în primul partenerul nostru de căsătorie, va influența pe părinții noștri, ce prostesc sună din gura unui copil când acesta îi spune părinților lui, dar treaba mea, e viața mea, fac ce vreau eu. Ce treabă ai tu cu lucrul ăsta? Cum să n-ai treabă? Cum ar putea părintele să se despartă emoțional, sentimental, familial de copilul lui? Am spus și eu lucrul ăsta de mai multe ori părinților mei. Cât de absurd e lucrul ăsta? Cât de absurd e să cer partenerul meu de viață? Nu trebuie să te intereseze pe tine lucrul ăsta. Cum să nu-l intereseze? Cât de absurd este să ceri fraților și surorilor să nu-i intereseze de lucrurile pe care le faci tu sau pe care le fac eu. Când Dumnezeu ne-a făcut, din punct de vedere spiritual, ne-a unit cu Domnul Iisus Hristos, ne-a unit unii cu alții prin niște legături care nu pot fi rupte. Cum pot eu să-i cer să nu-i pesă celuilalt? Cât de absurd este să nu-i pesă celuilalt? Cât de absurd este să nu-l doară pe celălalt? Chiar dacă să presupunem și se întâmplă de multe ori lucrul acesta, că un mădular din adunare păcătuiește. Chiar dacă nimeni nu știe,
viața spirituală a tuturor membrilor din adunare va fi afectată. Închinarea din public a adunării va fi afectată. Nu se poate. Sunt niște legi spirituale pe care Dumnezeu le-a stabilit și care funcționează în felul acesta. De aceea Dumnezeu lucrează în fel și chip ca să scoată lucrurile la iveală. Pentru că este afectată lucrarea adunării, este afectată închinarea, pentru că este ceva acolo care nu este după voia lui Dumnezeu. Mulți oameni vor suferi din cauza păcatului nostru. Când Dumnezeu vorbește despre păcatul lui David, noi știm, păcatul lui s-a dus în multe direcții, dar Dumnezeu spune un lucru. Din pricina ta, vrășmașii hulesc, bajocoresc numele lui Dumnezeu. S-a răsfrânt păcatul lui în foarte, în foarte, în foarte multe direcții. În viața mea am ascultat mai multe tipuri de muzică. Unele mai, cea mai violente, mai... Și mulți au încercat să mă lămurească și să-mi spună de ce nu-i bine una sau alta. Nu mă puteai convinge cu absolut nimica. Știți când m-am lăsat de un anumit tip de muzică pe care îl consider la momentul actual sau consider că nu este bun, că nu face bine omului în general. În momentul în care m-am căsătorit și așteptam primul copil. Într-o zi mi-a venit în minte ideea asta. Dom'le, mi-ar plăcea să-l aud pe fiul meu ascultând muzica aceea. Eu spuneam despre mine, eu am înțelepciune, știu ce să selectez din muzica asta. Eu mi-aleg eu melodiile pe care să le ascult, chiar dacă stilul e nu știu cum, chiar dacă cel care cântă melodia aia e nu știu cum, eu știu să selectez muzica asta. Dar oare fiul meu va ști să selecteze? Când îl iau o mașină și ascultă tipul ăla de muzică și el va ajunge să asculte și el muzica aceea, oare el va avea discernământul și înțelepciunea? Voi putea eu să am o asemenea grijă încât să fiu atât de atent cu el încât să aleg cei buni din marea aceea de gunoi de acolo? Și lucrul acesta instant m-a făcut să renunț la muzica aceea. Instant. Pentru că m-am gândit la efectul pe care lucrul acela îl poate avea în viața copiilor mei. Și mă înfiora numai gândul să știu că fiul meu ar asculta așa ceva. Ar trebui să gândim așa, nu doar lucrurile păcătoase pe care le facem, unele lucruri care ni se par că suntem rele sau le considerăm noi așa într-un fel de zonă gri. Oare care va fi influența acelei fapte sau decizii ale mele asupra partenerul meu de căsătorie, asupra copiilor mei, asupra celor din lume care văd lucrul acesta, asupra bisericii? Trebuie să ne peste de lucrul acesta. Într-adevăr, motivația supremă este Dumnezeu. Dar în același timp Dumnezeu ne cere să avem dragoste față de toți oamenii aceștia de lângă noi. În al cincilea rând, da? Nu doar că mulți vor suferi din cauza păcatului nostru. În al cincilea rând, trebuie să înțelegem că pierderile provocate de păcat sunt unele pierderi provocate de păcat pe care nu le vom recupera niciodată. Niciodată! Sunt anumite fapte pe care le facem și lasă anumite consecințe în viața noastră sau în viața familiilor noastre sau în viața adunării care niciodată nu vor fi recuperate. Este o anumită, anumite păcate pe care dacă le facem strică într-o asemenea măsură mărturia. Că trebuie să treacă poate generații și nici după generații. Oamenii din tată în fiu vor perpetua și vor spune mărturia oamenilor și adunării respective care s-a făcut vinovată de anumite lucruri. Trebuie să ne gândim la lucrul acesta. Trebuie să ne gândim foarte bine la lucrul acesta. Vedeți când un om care și-a fumat plămânii toată viața și se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu nu zice, ia niște plămâni noi. Dacă te-ai pocăit, acum, Doamne, Dumnezeu restaurează. Cu siguranță că Dumnezeu restaurează. Dar sunt anumite consecințe ale păcatului pe care le vom purta. Și iarăși dau un exemplu pe David. L-a iertat Dumnezeu pe David. Îmi zicea, așa, la distanță cineva, un slujitor care a păcătuit într-un mod absolut scandalos și pervers, zicea, ce, Dumnezeu l-a schimbat pe David împărat, de ce să mă schimbe pe mine ca păstor? Au găsit partea bună, știți, în primul rând David nu era păstor, nu era nou legământ, nu era slujitor în biserică, asta e primul lucru, dar în al doilea rând m-am întrebat de ce nu s-a gândit la consecințele păcatului lui David. A, vrei să mergi pe linia lui David? Ai vrea să-ți ia Dumnezeu ce o lua lui David? Ai vrea să ai amărăciunea și durerea pe care David a avut-o până în ceasul morții sale datorită păcatului pe care l-a făcut? Ai vrea să porți și lucrurile acelea? A să uita numai că David, Dumnezeu i-a păstrat un privilegiu lui David. L-a păstrat. Dar și-a purtat consecințele păcatelor lui. Și să nu credem noi că Dumnezeu își anulează toate legile pe care le-a stabilit în univers doar că am intrat în altă perioadă istorică. Că noi suntem acum în perioada Harului, că suntem în nou legământ, că suntem în biserică și cumva Dumnezeu și-a schimbat principiile. Nu este așa. Să ne gândim și lucrul care este interesant este următorul. Niciodată păcatul nu vine cu o reclamă a consecințelor. Nu, niciodată satana nu-i cinstit cu tine. Să te ispitească, să spună, mă, fii atent.
Uite, o să ai atâta doză de plăcere, cam atâta o să țină. Un minut, două, trei, patru. O zi, două, trei. O săptămână, două, trei. Dar după aceea, fii atent, o să tragi 5 ani de zile sau 30 de ani de n-o să știi de tine. Câți oameni credeți că ar mai face lucrurile acelea? Oameni care sunt normali la cap, care îl iubesc pe Dumnezeu, poate și oameni care nu-l cunosc pe Dumnezeu, dacă s-ar gândi la consecințe sau ar cunoaște consecințele faptelor, n-ar mai face o grămadă de lucruri. Vedeți, Dumnezeu ne cere să-L luăm pe cuvânt, să nu păcătuim împotriva Lui. Pentru că sunt niște legi care funcționează la milimetru, la milimetru. În a șaselea rând, să înțelegem că nu există siguranță când păcătuim față de Dumnezeu. Nu există, nu suntem în siguranță când păcătuim față de Dumnezeu. Iona fuge de Dumnezeu și ia drumul acesta spre Tars și cu siguranță Iona a avut senzația, domnule, în siguranță, nu se duce în partea aia, se duce în direcția aceea, că dacă ar fi știut el ce furtună urma să vină acolo, nu s-ar fi dus. S-a considerat în siguranță. Atâta timp cât păcătuim, noi trebuie să ținem minte lucrul acesta. Oricum suntem pe terenul lui Dumnezeu oriunde. Oriunde suntem pe terenul lui Dumnezeu. Nu suntem în siguranță. În momentul în care am făcut o faptă împotriva voiei lui Dumnezeu, am intrat în nesiguranță. Pentru că cel care are viața mea în mâinile lui și universul întreg în mâinile lui, este deranjat, întristat, supărat datorită lucrurilor pe care le-am făcut. Cum oare pot să cred că îmi va merge bine? Cum oare pot să cred că îmi va merge bine? În a șaptelea rând, când suntem ispitiți, când ni se propune păcatul, trebuie să ne conștientizăm crezul nostru. Auziți ce spune Ion aici? Îl întreabă ăștia, ce meserie ai? De unde ești? Spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocerea asta. Care ți este țara și din ce popor ești? Din astea multe întrebări, el răspunde cum consideră și își mărturisește crezul și zice, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeu cerurilor care a făcut marea și uscatul. Prezintă foarte clar atot puternicia lui Dumnezeu, omniprezența lui Dumnezeu, că Dumnezeu e creatorul, că Dumnezeu e suveranul, că Dumnezeu e stăpânul. Oare dacă ne-am gândit de fiecare dată la cine este Dumnezeu atunci când suntem ispitiți, credeți că am mai păcătuit la fel? Dacă ne-am gândit la măreția lui Dumnezeu, dar asta încearcă Satana să ascundă de ochii noștri, să umbrească înainte ochilor noștri imaginea lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, dragostea, bunătatea, suveranitatea lui Dumnezeu. Din Eden a încercat Satana să facă asta. Oare a spus Dumnezeu? Dumnezeu vă interzice, un Dumnezeu negativ, un Dumnezeu a restricțiilor, un Dumnezeu a abstinenței, un Dumnezeu împotriva bucuriei și fericirii voastre. Vedeți, Dumnezeu nu vă lasă. Satana asta încearcă să facă, să ne plăsmuiască un Dumnezeu diferit decât acela pe care noi îl cunoaștem. Să noi suntem chemați să asimilăm mereu această perspectivă corectă despre Dumnezeu. Ăsta este rolul Sfintei Scripturii. În fiecare întâlnire când venim aici și ni se predică despre Dumnezeu, totul centrat în Dumnezeu, această perspectivă despre Dumnezeu corectă din Sfânta Scriptură să ne afecteze într-o asemenea măsură încât atunci când ajungem pe muche de cuțit sau suntem ispitiți într-un mod extraordinar, să putem face față gândindu-ne la cine este Dumnezeu și în al doilea rând gândindu-ne la cine suntem noi în relație cu Dumnezeu. El ce mă tem de Dumnezeu cerurilor care a făcut marea și uscatul. Dacă te temeai, nu era aici. Dacă te temeai, nu era aici. Dar a existat o fractură în timp, la un moment dat în viața lui, încât Iona a luat-o razna. Să ne gândim la cine suntem noi. Să ne gândim la cine suntem noi. Noul Testament abundă de zeci, sute de versete în care ni se prezintă ce identitate robustă, puternică avem în Domnul Iisus Hristos. Și cât de absurd este ca noi, oameni care suntem uniți cu Hristos, care suntem ascunși cu El în Dumnezeu, care suntem în planul lui Dumnezeu, care suntem izbăviți, răscumpărați și așa mai departe. Cât de absurd este ca noi să păcătuim. Cât de absurd este ca oameni care sunt temple ale Duhului Sfânt, ca oameni care sunt mădulare a lui Hristos, să păcătuiască, să folosească ceea ce Dumnezeu le-a dat pentru a păcătui împotriva lui Dumnezeu. Cât de absurd este a ne conștientiza crezul, identitatea, cine suntem noi, cine este Dumnezeu, cine suntem noi în relație cu Dumnezeu, este fundamental. Este fundamental ca să putem lupta împotriva păcatului. În al optelea rând, să ne aducem aminte de Creatorul nostru, de Stăpânul nostru, care are drepturi asupra tot ce există. Asupra tot ce există. Am mai subliniat ideea aceasta, dar este foarte importantă. Pentru că aceasta este o minciună pe care Satana o strecoară în sufletele multor oameni. Mă duc și fac ceva și o să fie ok. Și uită că oriunde te-ai duce, orice ai face, Dumnezeu poate să manevreze orice din univers. Că El e Creatorul și Stăpânul. Din nefericire, în evanghelism există o perspectivă deistă asupra lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat lumea, Dumnezeu a creat omul, l-a mai trimis pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu s-a retras, a dat o misiune ucenicilor lui bisericii, ei trebuie să predice Evanghelia, om venea la final, care o fi rezultatele.
Și până atunci putem să facem ce vrem noi. Da, Dumnezeu o să ne judece pentru ce facem noi, dar Dumnezeu nu se bagă. Dumnezeu nu se bagă. Unii așa îl portretizează pe Dumnezeu. De ce Dumnezeu nu pedepsește când unul face una? De ce Dumnezeu nu pedepsește când unul face alta? Zice, Dumnezeu nu se bagă. Dumnezeu la urmă o să se bage când o să facă judecată. Nu există așa ceva. Uitați-vă la evenimentul acesta, la istoria lui Iona și la istoria vieților noastre. La istoria vieților noastre. Nu cade o vrabie, nu cade un fir de păr la pământ fără voia Tatălui nostru care este în ceruri. Noi nu putem să fugim nicăieri de Dumnezeu. Dumnezeu are toate pârghiile la dispoziție, poate să facă orice vrea El cu universul ăsta. Nu putem scăpa de Dumnezeu. Cum putem să ne imaginăm că păcătuind totuși va fi mai bine pentru noi? Că asta e, în momentul în care păcătuiesc, iau o decizie. Dumnezeu îmi spune că un lucru e mai bun și eu cred la un moment dat, nu domnule, orice am spune asta, eu cred că în țara asta, cum merg lucrurile acum, cu nevasta asta, cu pruncii ăștia, Biblia spune ceva, dar eu cred că dacă fac asta, că aici e o situație excepțională. O să fie mai bine așa. Cum cred eu, când Dumnezeu are toate lucrurile în mâna Lui, cum cred eu că o să fie mai bine făcând ceva împotriva lui Dumnezeu? Cât de absurd este. Dumnezeu care are toate lucrurile în mâna Lui îmi va demonstra că nu e mai bine cum cred eu, ci mai bine cum mi-a spus El. Că e mai bine cum mi-a spus El. În al nouălea rând, nu te mai ascunde între oameni, fiindcă Dumnezeu te va da pe față. Am întâlnit și am putea da exemple în seara asta, poate fiecare dintre noi. Oameni care au fost atât de necurați și de parșivi și de perverși în a face un plan pentru a păcătui într-un anume fel, domnule, că ai fi spus, nu are cum să-l prindă nimeni niciodată. Nu l-au prins 5 ani, nu l-au prins 10 ani, nu l-au prins 15 ani, nu l-au prins 20 de ani. Dar hopa, că într-o zi l-au prins cineva. Și Dumnezeu de obicei acționează cu un umor extraordinar. De la o prostie, a fost o mică scăpare. Domnule, o literă, o treabă, o chestie. Și-a ieșit totul la evială. Noi nu ne putem ascunde de oameni. Zice, a, dacă nu știe nimeni, eu înaintea lui Dumnezeu, eu sunt cu conștiința curată înaintea lui Dumnezeu. Oare? A, e atât de bine pusă treaba la punct că nimeni nu o să știe. Eu o țin pentru mine treaba asta. Oare? Și Dumnezeu face lucrurile acestea și scoate lucrurile la evială. Noi am vrea ca Dumnezeu să trateze lucrurile... Hai, dacă tot m-a descoperit, Dumnezeu să trateze așa, într-un spațiu privat. Într-un spațiu privat. Nu face Dumnezeu lucrul acesta. Uitați-vă la istoria Sfintei Scripturi, la oameni care au păcătuit. Nu face Dumnezeu lucrurile în felul acesta. Dumnezeu dă lucrurile pe față. Dumnezeu dă lucrurile pe față. Nu ne putem ascunde între oameni. Nu știe nimeni. Nu știe nimeni. Dar vor ști. Dar vor ști. În al 10-lea rând, roagă-te lui Dumnezeu înainte să fie furtună sau înainte să fie mai grav decât este acum. Da? Iona are posibilitatea aceasta în mai multe ipostaze aici, să se pună și el la rugăciune. Să roagă păgânii, să putea ruga și el. Mă, stați-o leac, voi vă rugați degeaba aici, problema-s eu. Ăștia trag la sorți, putea să roage atunci. Ăștia iară strigă la Dumnezeu înainte să-l arunce din corabie. Putea să roage și atunci. Nu știu care ar fi fost rezultatul, că planul lui Dumnezeu a fost ăsta. Într-o altă lume iluzorie imaginată de mine, nu știu care ar fi fost rezultatul. Asta e istoria, așa a plănuit Dumnezeu, așa s-a întâmplat. Însă este un principiu pentru noi. Să ne rugăm înainte să fie lucrurile mai grave. Nu știu în ce domeniu din viața mea lucrurile nu sunt cum trebuie și eu sunt conștient și știu că lucrurile nu sunt cum trebuie. Și în momentul să stau înaintea lui Dumnezeu și să mă pocăiesc sincer. Știi de ce? Că va fi mai grav. Oricât de rău ar merge lucrurile datorită păcatului meu, o să fie mai grav dacă nu rezolv problema. N-are cum să fie mai bine. Păcatul lucrează ca o substanță nocivă în sufletele noastre și întotdeauna va fi mai rău. Nu se poate să zic, o mai întind o zi, o mai întind o săptămână, că poate să ivește altă ocazie să fie mai ușor să rezolv problema. Cu cât trece timpul, lucrurile vor fi mai grave, din foarte multe puncte de vedere. În al 11-lea rând, trebuie să ne confruntăm cu păcatul nostru în mod personal, nu la grămadă, în mod personal. Și cred că motivul pentru care Dumnezeu călăuzește tragerea asta la sorți, nu e că Dumnezeu încuvințează asta ca metodă pe care noi trebuie să o folosim când cineva a păcătuit și simțim noi că lucrurile nu merg cum trebuie. Nu de asta. Ci cred că Dumnezeu ne învață în locul acesta un principiu. Păcatul se tratează în mod personal. Aduceți-vă aminte de Acan, aduceți-vă aminte de mai multe situații din Sfânta Scriptură. Păcatele se tratează personal. Poate în cele mai multe adunări unde să mai poartă cu ora de rugăciune, că mulți au scos-o, că e prea plictisitoare și nu, oricum nu vin frață și surori, așa că n-are sens să mai ai. Rugăciunile de mărturisire, într-adevăr, când ne rugăm public, trebuie să ne asumăm într-un fel vinovăția tuturor. Dar a devenit un obicei să ne rugăm la grămadă.
Doamne, toți suntem păcătoși, toți suntem greșiți, dacă am păcătuit, poate am păcătuit, suntem vinovați. Așa, la grămadă, trece-ne pe toți, Doamne, așa, dă-ne la toți o scăpare, așa, o izbăvire și o iertare, publică la toți, la grămadă, rapid, așa. Nu-i problemă să ne rugăm în public și să înțelegem că mijlocim pentru întreaga congregație. Să nu ne trezim că facem lucrul ăsta și personal. Că Dumnezeu nu tratează la grămadă cu noi. Adică eu am dat-o grav săptămâna asta, știți? Și vin și mă mărturisesc. Și după aia am un sentiment, domnule, m-am pocăit. Doamne, toți suntem păcătoși. Toți suntem răi. Nu, la toți ni-i greu. Asta e pe pământul ăsta. Și cumva să cred că Dumnezeu, da mă, da, într-adevăr, toți sunt păcătoși și clar, acum nu ești tu mai păcătos decât altul. Da, ești iertat, nu e niciun fel de problemă. Nu merge așa cu Dumnezeu. Nu merge așa cu Dumnezeu. Trebuie să existe un moment în care noi stăm față în față cu Dumnezeu, în care ne confruntăm pe noi înșine. Dumnezeu pune degetul pe noi. Dumnezeu pune degetul pe noi. În al 12-lea rând, un alt principiu. Înțelege ce transmiți despre Dumnezeu când oamenii află ce ai făcut. Ce spui despre Dumnezeu? Știți, cu acuzația pe care Dumnezeu o face de mai multe ori poporului Israel este că din cauza lor este hulit numele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu nu e hulit când un păcătos sau un necredincios îl vede pe alt necredincios păcătuind. Atunci nu e hulit numele lui Dumnezeu. Știți când e hulit numele lui Dumnezeu? Când oameni care poartă etichete creștine sau oameni care se asociază cu Dumnezeu păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu și văd necredincioșii lucrul acesta. Atunci e hulit numele lui Dumnezeu și bajocorii numele lui Dumnezeu. Și acest lucru este repetat și în Noul Testament, dacă nu mă înșel, în Cartea Roman. Din pricina voastră este hulit, bajocorit, numele lui Dumnezeu. Haideți să ne gândim, și poate asta ar trebui să fie prima noastră motivație. Ce o spune alții când văd păcatele mele? Despre Dumnezeu, nu despre mine. Că e prea puțin important ce spune despre mine. Problema e că atunci când spune despre mine ceva, spune despre Dumnezeul meu. Că eu sunt legat de Dumnezeul meu printr-o legătură indivizibilă, care nu poate fi ruptă. Eu nu mă mai pot separa de Dumnezeu. Eu m-am asociat pentru totdeauna cu Dumnezeu. Sunt unit cu El. Și oamenii vor recunoaște această unire. Vor recunoaște oamenii această unire. Și nu mă vor bajocori pe mine, ci vor bajocori și pe Dumnezeu din cauza mea. Ce vor spune oamenii despre Dumnezeu? Oare ce? Dacă i-am pune pe oameni, nu știu, să ne scrie ei mărturisirea de credință după faptele noastre, oare ce ar spune? Mă, ăsta nu crede în omnisciența lui Dumnezeu. Ăsta nu crede în omniprezența lui Dumnezeu. Când a ajuns în locul ăla, îi altul. S-a metamorfozat complet. Îi alt om. Când intră în casă, un om. Când e la școală, un om. Când e la lucru, un om. Când se ivesc anumite ocazii, alt om, ăsta nu crede în omniprezența lui Dumnezeu, nu crede în omnisciența lui Dumnezeu, ăsta nu crede că Dumnezeu vede la întuneric, ăsta nu crede că Dumnezeu știe să numere banii, ăsta nu crede că Dumnezeu nu știe cum să dă semnături, ăsta crede că Dumnezeu nu știe legislația din România, ăsta nu, ce Dumnezeu are ăsta? Și ajung oamenii să bajocorească, de ce? Pentru că din faptele noastre oamenii văd ce mărturisire de credință avem noi. Ăsta e lucru grav. Nu că spun ceva despre noi, cine suntem noi? Ci că noi suntem asociați cu Dumnezeu. Apoi, un alt principiu, trebuie să înțelegem că nu putem opri planurile lui Dumnezeu. Nu putem opri planurile lui Dumnezeu. Dacă eu știu clar că planul lui Dumnezeu este unul și dacă Dumnezeu vrea să facă lucrul acela, mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu îl va face. Nu Dumnezeu își va schimba planurile, ci Dumnezeu îmi va spulbera mie planurile. Îmi va spulbera mie planurile. Niciunui om nu-i face plăcere să aibă planurile spulberate. Dar dacă cred că pot forța mâna lui Dumnezeu într-o privință sau alta, voi ajunge la punctul acesta în care Dumnezeu va face praf planurile mele. Va face praf planurile mele. Și mă apropii de încheiere cu încă două principii. Dacă ai păcătuit, mărturisește precis ce ai făcut. Da? Nu trebuie să fii vag, nu trebuie să divaghezi, nu trebuie să te scuzi, nu trebuie să oferi circunstanțe atenuante, nu trebuie să redefinești păcatul, trebuie să fii precis. Trebuie să fii clar și să spui ce ai făcut. Auzi ce spune Iona aici. Iona zice așa. Căci oamenii aceia știau că el putea să îndruge ce vroia el acolo. Oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Putea să inventeze orice. Putea să-i aburească cu orice. Le-a spus exact ce a făcut. Și a mărturisit precis ce a făcut. Apoi, trebuie să-ți asumi vinovăția pentru faptele tale. Să-ți asumi vinovăția pentru faptele tale. Să știți că sunt foarte puțini oameni care pot să-și asume vinovăția. Să-și asume ceea ce a făcut păcatul în viața altora. E foarte greu să-ți asumi. Să vezi toate consecințele, toate implicațiile. Ana, ar plăcea să fie așa o chestie privată, strictă. Nu se poate lucrul acesta. Dar uitați-vă la ce spune Iona. Iona zice așa.
Luați-mă și aruncați-mă în mare și mare se va liniști față de voi, că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Își asumă vinovăția pentru păcatul lui. Și în final își ia riscul și își asumă consecințele faptelor lui. Aceasta este o dovadă profundă de pocăință. Când suntem gata să purtăm, când capitulăm, când cedăm înaintea lui Dumnezeu și suntem gata să purtăm consecințele faptelor noastre. David își poartă consecințele faptelor lui. Fiul risipitor spune, nu sunt vrednic să mai numesc fiul tău. Vrea să-și poarte consecințele faptelor lui și asumă consecințele faptelor lui. Preferă să fie rob. Se bucură să fie rob în casa tatălui. Tâlharul de pe cruce și asumă și își poartă consecințele faptelor lui. Nu negociază, mă pocăiesc dacă mă cobor de pe cruce. Mă pocăiesc dacă nu știu ce faci. Își asumă și își poartă consecințele faptelor lui. Și nu le poartă cu frustrare. Nu le poartă cu dispreț. Nu se gândește, Dumnezeu exagerează. Aceasta este o dovadă de pocăință. Cu alte cuvinte, când avungi să, cum se spunea și dimineață, când avungi să înțelegi cât de grav este păcatul tău și când avungi să vezi măcar o fărâmă prin lucrarea Duhului Sfânt de iluminare, măcar o fărâmă din sfințenia lui Dumnezeu, îți vei asuma consecințele păcatelor tale. Vezi, când venim la masa Domnului și ne împărtășim cu aceste elemente, cu aceste simboluri, când ne adăpăm din lucrarea Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, noi nu trebuie să credem că lucrul acesta într-un fel va anula toate efectele păcatelor noastre. Ci trebuie să înțelegem că ceea ce Hristos a făcut este să rezolve problema fundamentală care este relația noastră cu Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că în jertfa Domnului Iisus Hristos avem o izbăvire și o răscumpărare necurmată de vinovăția păcatelor noastre. În același timp, lucrul acesta, repet, nu anulează consecințele păcatelor noastre. Și cum am spus la început în introducere și folosesc lucrul acesta ca și concluzie, jertfa Domnului Iisus Hristos nu este o licență pentru păcat. Și jertfa Domnului Iisus Hristos trebuie să ne învețe cel puțin două lucruri. Unul, că Hristos a murit nu doar ca să ne ierte de păcat, ci să ne izbăvească de păcat, să ne elibereze de păcat, să ne răscumpere nu doar din vinovăția păcatului, ci și din puterea păcatului, din stăpânirea păcatului. Și în al doilea rând, când vedem în fața ochilor noștri aceste simboluri, ar trebui să ne gândim la prețul nespus de mare pe care Dumnezeu l-a plătit tocmai ca să nu mai trăim în păcat. Nu ca să ne scuzăm când păcătuim, ci ca să nu mai trăim în păcat. Și Dumnezeu să ne ajute ca să fim afectați și de exemplul lui Iona, dar mai presus de orice, să fim afectați de lucrarea pe care El a făcut-o prin Domnul Iisus Hristos ca să nu mai păcătuim. Sau dacă am păcătuit, să ne pocăim cu o pocăință sfântă biblică. Amin.